52 de ani, maghiarul Bela Goodman era alungat de la Lisabona pentru o mărire de salariu cerută în urma a două finale câștigate de Cupa Campionilor Europeni. Aceasta avea să arunce asupra Benficăi un blestem care nu a fost dezlegat până astăzi. Echipa lusitană nu va câștiga nicio finală de Cupa Europeană în următorii 100 de ani. George Jesus luptă să încheie seria de 7 finale pierdute după blestemul lui Goodman cu Sevilla lui Unai Emery, spaniol care a preluat echipa la startul sezonului și a adus-o într-o finală de Cupa Europeană cu ajutorul golurilor marcate de atacantul Carlos Bacca, columbian care face un prim sezon impresionant în tricoul Los Rojos Blancos. Alături de mine sunt Mihai Dolinski, dar și Daniel Samoilă și astăzi vom face o avanpremieră a finalei Europa League de la Torino dintre cele două echipe pe care le-am amintit în startul acestei emisiuni. Îi salut pe cei doi invitați mei. Bună ziua! Salut! Domnilor, în primul rând, nu avem foarte mult timp la dispoziție, așa că aș vrea să ne mișcăm destul de repede. Haideți să discutăm pe partea tactică. Avem cele două echipe din publicația spaniolă AS. Mihai, tu ești specialistul nostru pe acest domeniu. Te-aș întreba cum ți se par echipele propuse de cei de la AS. Începem cu Sevilla, care se pare, după conform AS, va avea o formație 4-2-3-1 cu Beto în poartă, Coque, Nico Pareja, Fazio, Alberto, la mijloc Reyes, Carisao, Rakitic, Mbia și Vitolo și în atac vârfunic Carlos Bacca. Da, în primă arată echipa de bază, aș zice, ar putea apărea, să zicem, Kevin Gameiro, mă gândesc poate în locul lui Vitolo, pentru că a jucat și în poziția asta, Gameiro poate să mă ofere și soluția asta de a juca în bandă, dar cred totuși că echipa va fi așa, pentru că or să aibă viteză în extreme cu Vitolo și cu Reyes, or să aibă acești doi mijlocași defensivi care aleargă destul de mult și închid bine spațiile și amândoi sunt destul de solid, să zic așa, și mai ales Mbia, care a reușit acel gol al calificării contra Valenciei în minutul 95. Echipa e, cum am spus, echipa de bază. Nu, alte surprize nu cred că pot apărea în această formație. Poate mă gândesc la titularizarea lui Ibora, dar nu cred. Cam asta e echipa de bază a lui Unai Emery, care trebuie apreciat pentru această finală și un loc 5 al Sevillei. Eu aș zice, pe cât de scurt pot să mă refer la Sevilla, faptul că nu mă așteptam după plecările lui Navas, lui Negredo, chiar și a lui Condogbia, până la care a plecat pe 31 august a plecat, ei tot au spus vara trecută că Geoffrey Condogbia rămâne la Sevilla, nu va pleca, până la urmă nu poți să refuzi o ofertă de 20 de milioane de la Monaco și a venit în Bia împrumut de la Queen's Park Rangers, care uite cum e destinul lui, califică în finala de la Torino. De partea cealaltă îl avem pe George Jesus, un antrenor care a avut ceva probleme în startul sezonului, după un sezon precedent în care a pierdut tot ce se putea, dacă e să zicem așa, și iată că AS propune o formulă puțin ciudată, un 4-4-2, pe care noi doi, Mihai, l-am prefațat deja, însă aș vrea să le spui și ascultătorilor ceea ce mi-ai spus mie înainte de meci. Un 4-4-2 pe care noi nu l-am vedea în această seară. De remarcat e că antrenorul George Jesus vine la Torino cu un look schimbat față de cel care l-a consacrat în sezonele precedente. Da, să schimbe norocul. Aici în așezare de la un 4-4-2 și iarăși avem o surpriză. Cred că George Jesus, un antrenor pe care tu din sezonul trecut mi-ai atras atenția despre el și uite-l că face lucruri mari și cred că dacă ar câștiga această finală, cred că merită și o echipă mai mare.
Cred că e singurul antrenor care surprinde și prin portar, pentru că Arthur trebuia normal să fie titular și pe Juventus Stadium. A fost preferat atunci Oblak, se spunea pentru că iese mai bine pe centrări. Azi îl vedem în echipa din AS dat pe Oblak. Eu credeam că, adică eu cred că Arthur are o experiență mai mare și ar putea fi titular. Linia de apărare e formată, cred eu, linia de bază, cu Maxi Pereira, Luizao, Ezechiel Garay și Guilherme Siqueira. N-are cum să intervină aici nicio schimbare. Se vorbea că poate nu va fi Garay titular după acea accidentare din meciul cu Juventus, dar se pare că și-a revenit. În echipa din asta sunt dați doi mijlocași centrali, Ruben Amorim, care e poziția lui acolo, și Soleimani, care nu poate juca niciodată acolo. E clar jucător de bandă, jucător de picior stâng, poate juca în ambele extreme. Mai sus sunt dați Gaitan, care probabil va face această bandă stângă, și Suleimani va juca în dreapta. Și în zona centrală va fi Ruben Amorim alături de Andre Gomes sau de Andre Almeida. Eu aș merge pe Andre Almeida, dar Jorge Jesus ne poate surprinde. Iar în atac sunt dați Rodrigo și Lima. Cred eu, pentru că Sevilla a avut probleme și în meciul de la Porto, și în meciul de pe Mestalia, chiar și în meciul de la Bilbao, împotriva echipelor care plimbă destul de repede balonul, cu o echipă formată din jucători rapizi, în care pot combina și pe spații mici, dar pot avea și un contraatac foarte bun. Aici aș nota marea dintre cei patru jucători suspendați ai Benfica, marea pierdere este Marcovici, pentru că era un jucător care putea să se desfășoare foarte bine între linii, putea să surprindă acea zonă centrală a Sevilliei formată din Nico Pareja, Fazio, Carriso și Mbia, destul de lent. Aici cred că vrea să surprindă Jorge Jesus, și tocmai de asta nici nu-l vedem într-o posibilă echipă pe Oscar Cardoza. Da, oficialii Benfica i-au contestat la UEFA suspendarea lui Markovic și în cele din urmă, cu câteva ore înainte de meci, UEFA a răspuns acestei, comisia UEFA a răspuns acestui raport făcut de Benfica și se pare că Markovic nu va juca, suspendarea rămânând validă. La ceea ce ai spus tu, aș completa că Benfica și în special antrenorul Jorge Jesus dispune de un lot cu jucători polivalenți și e foarte posibil să ne surprindă cu primul 11 din această seară, așa că nu putem ști niciodată ce ne pregătește Jorge Jesus, însă lotul din AS nu cred, primul 11 prezentat de AS nu cred că va fi, pentru că, după cum ai spus și tu, îl avem pe Suleimani acolo, mijlocaș central, ceea ce e foarte puțin probabil. Daniel, am avut ocazia să vedem și o să aibă ocazia și ascultătorii noștri să vadă coperțile publicațiilor din Spania și Portugalia. Din Spania, în primul rând, nu prea se pune accent pe această finală de Europa League. În AS vedem puțin pe copertă siglele celor două echipe și o poză cu elevii lui Unai Emery de la antrenamentul de ieri seară de pe Juventus Stadium. În rest, o poză mare cu Ancelotti ocupă prima pagina publicației spaniole. De asemenea, în sport, izolate undeva în subsolul paginii, avem de asemenea câteva titluri privitoare la această partidă. În schimb, portughezii de la Abola îl au pe Eusebio pe prima pagină, legenda clubului portughez decedată, din păcate, în acest sezon competițional, ocupă acolo prima pagină și iată că dedică evident coperta partidei disputată de Benfica în această seară. De ce crezi că spaniolii acordă atât de puțin interes unei finale care totuși le-ar permite să aducă un trofeu european în Spania? Mi se pare că abordează cu o nonșalanță această finală, pentru că îi interesează mai mult duelul 100% madrilen din finala Champions League între Real și Atletico. Chiar dacă se află o echipă spaniolă în finala Europa League, a doua competiție europeană, aș mai refer la Sevilla,
pentru ei nu contează așa de mult, pentru că în aceste zile sunt preocupați și cu lupta pentru titlu în campionatul intern, dusă între Barça, Atletico și Real. Pentru mine este o finală mult mai palpitantă decât cea din Champions League, și una mult mai echilibrată aceasta. Și cred că Benfica poate sparge acest ghinion de 50 de ani fără niciun trofeu european cu o victorie în această seară. Am să vă aduc și câteva statistici interesante pentru această finală. Cele două echipe au avut două parcursuri diferite până în ultimul act. Spaniolii au avut emoții de fiecare dată în ultimele trei faze eliminatorii, în timp ce Lusitanii au mers ceas în cea de-a doua competiție europeană, Intercluburi. Benfica, atenție, nu a pierdut niciun joc dintre cele 8 disputate din primăvară și până acum. A obținut 6 victorii și 2 egaluri, prin egal numărându-se un 0-0 pe Juventus Stadium, chiar locul unde se va desfășura finala din această seară, și un 2-2 acasă cu Tottenham. În timp ce echipa antrenată de Unai Emery a întâlnit pe Concitadina Betis în primăvara acestui an, unde au pierdut cu 0-2 pe teren propriu și au câștigat cu 2-0 în retur și au eliminat pe cei de la Betis la penaltiuri. A urmat o dublă foarte grea cu Porto, în care au pierdut manșa tur, care s-a disputat în deplasare, și au revenit pe teren propriu. Aceeași chestie s-a întâmplat și în faza semifinalelor, când au reușit să câștige pe teren propriu și au pierdut clar în deplasare, doar golul din minutul 90 plus 2 le-a adus calificarea, una foarte norocoasă în finala Europa League. Da, uite, la astfel de detalii pe care le-ai menționat și tu, aș adăuga și eu câteva lucruri interesante. Singurul meci oficial dintr-o competiție organizată de UEFA între cele două echipe care se vor întâlni în această seară pe Juventus Stadium din Torino a fost un meci din sezonul 1957-58, o partidă din Cupa Campionilor Europeni, în care echipa Benfica lui Otto Gloria, care avea mai târziu să conducă naționala Portugaliei la Mondialul din 66, a fost învinsă de echipa Sevillei de atunci, după ce în prima manșă se terminase 0-0 la Lisabona. Putem să punem pe grup și echipele de atunci, însă nu știu dacă sunt foarte mulți jucători cunoscuți pentru ascultătorii noștri, vorbim totuși de un meci din anii 60. La Torino până acum am mai avut parte de patru finale de Cupa UEFA și o Supercupa Europei dintre Juventus și Liverpool. Acum v-aș întreba dacă vă așteptați la startul sezonului ca cele două echipe să ajungă astăzi, 14 mai, la Torino să joace finala. La Benfica poate m-aș fi așteptat, dar în grupele UEFA Champions League, când Benfica era într-o grupă cu Paris Saint-Germain și Olympiacos, cele trei pretendente la calificarea mai departe în optimile UEFA Champions League, m-aș fi așteptat ca Benfica să termine pe 2 după Paris Saint-Germain, pentru că finalul UEFA Champions League se joacă pe Dalus, pe terenul lor, și mă gândeam că până în momentul când vor întâlni o echipă superioară, cu o valoare mai mare, undeva optim sau sferturi, echipa va visa alături de fani pentru a juca o posibilă finală pe teren propriu. Dar în momentul când echipa a terminat pe 3 acea grupă de UEFA Champions League și a reușit să în ghilimele a reușit să ajungă în Europa League, mă gândeam că echipa e poate principala favorită la a juca finala Europa League, chiar în fața lui Juventus, așa cum discutam prin luna februarie cu tine. La Sevilla nu mă așteptam, am spus-o datorită schimbărilor care au fost acolo, chiar dacă ei au investit totuși un Vitolo, nu e la nivelul lui Navas, și aș fi spus la începutul sezonului că Bacca nu e la nivelul lui Negredo, dar colombianul cam ne-a contrazis cu prestația lui. Daniel, ți-aș cere și ție opinia vis-a-vis de acest subiect.
Da, Benfica după un sezon dezastruos 2012-2013, cu finală Champions League pe teren propriu, mă așteptam să facă lucruri mărețe în Champions League, măcar un sfert de finală sau chiar o semifinală, însă lucrurile au fost date peste cap după ce Olympiacos le-a stricat planurile. Lusitania au ajuns în Europa League și de când i-am văzut în urne, am crezut că vor ajunge în finala chiar contra Juventus, exact aceeași opinie pe care a avut-o și Mihai. De cealaltă parte, Sevilla practic nu trebuia să ajungă în cupele europene în acest sezon, deoarece Rayo Vallecano și Malaga se clasează înaintea lor, iar cum cele două formații nu și-au n-au primit dreptul să intre în competiție, Sevilla a intrat din turul 3, a avut un parcurs bun în preliminarii, în grupe de asemenea, chiar dacă a avut câteva oscilații. Dar după meciul din Optim cu Betis, în care a pierdut cu 2-0, chiar nu mai așteptam să revină la retur și să treacă mai departe. Așadar, pentru mine, Sevilla este o surpriză, prezența ei în finală. În timp ce Benfica nu este chiar deloc o surpriză, alături de Juventus, cum spuneam, mi se părea printre principalele favorite. Hai să trecem puțin acum și prin istoria europeană a celor două cluburi. Sevilla, înființată în 1905, a reușit să câștige de două ori Cupa UEFA, vechiul format al Europa League, în 2006 și 2007, și are o Supercupa a Europei în 2006 câștigată. De partea cealaltă, Benfica se poate lăuda cu un palmares ceva mai bogat în competițiile europene. Clubul format înființat în 1904 are două cupe ale Europei, vechiul format UEFA Champions League în 1961 și 1962, dar și două finale de Cupa UEFA Europa League, la care adăugăm alte 5 finale pierdute de UEFA Champions League sau Cupa Europei în formatul precedent. Înainte să încheiem emisiunea, aș vrea să aruncăm o privire și asupra arbitrului. În această seară, la Torino, vom avea la centru o brigadă de arbitri din Germania. Felix Brich, arbitru care are 56 de meciuri organizate de UEFA în palmares și 7 meciuri de Europa League, poartă ecusonul FIFA din 2007 și arbitrează în prima divizie germană din 2004. Este cel mai unul dintre cei mai importanți arbitri din Bundesliga. Brich. Da, el a arbitrat și la Cupa Confederațiilor din 2013 și la Jocurile Olimpice din 2012, însă nu are nicio finală de Cupa Europeană, astfel fiind prima lui finală a unei competiții organizate de UEFA, posibil să-l vedem și la vară la campionatul mondial. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența voastră în emisiune. V-aș întreba să dați un pronostic pentru partida din această seară de la Torino. Daniel, începem cu tine. 2-1 pentru Benfica. Mihai, tu ce zici? Dă pasă de gol, Rakitic. Bun, eu, ca să zic și eu ceva, merg pe un 3-1 pentru Benfica. Astea fiind zise, le mulțumim ascultătorilor noștri. Îi așteptăm să discutăm împreună această finală pe grupul Săptămâna de Fotbal și să ne dea like la pagina de Facebook, dar și să urmărească emisiunile noastre pe YouTube. Vă dorim vizionare plăcută la meciul din această seară și vă spunem la revedere!